Primăria Suceava va finanța cea de 8-a ediție a Festivalului de Artă Medievală Ștefan cel Mare cu suma de 150.000 de lei. Festivalul se va desfășura în perioada 14-17 august la Cetatea de Scaun. Legat de finanțarea acestui proiect, primarul Ion Lungu a declarat că 100.000 de lei vor fi bani din bugetul local, iar restul de 50.000 vor fi alocați în baza proiectului Perlele Medievale Hotin Soroca Suceava. Primăria Municipiului Suceava va fi unul din principalii finanțatori și în acest an a Festivalului de Artă Medievală Suceava. Vom da 150.000 sau 1,5 miliarde, din care 1 miliard din fonduri proprii și 500 de milioane din fonduri europene, din proiectul pe care îl avem, Perle Medievale. Este un proiect la care primăria finanțează 10 ani de zile proiectul. Este un proiect la care țin foarte mult și sperăm să-l putem dezvolta și mai mult după ce vom finaliza reabilitarea cetății de Scaun. Așa cum se știe, vrem ca Cetatea de Scaun să fie principalul punct de atracție al municipiului Suceava, principalul punct, dacă vreți, în strategia de turism a municipalității. Sperăm ca până în sfârșitul anului să fie gata investiția și să putem să punem mai bine în valoare Cetatea de Scaun și prin aceste evenimente de nivel național și, de ce nu, internațional.